Oamenii își petrec jumătate de zi. Deci jumătate de viață în ambuteiaje. Dar nu se lasă de mașină. Nu ți-ar trece ca brega la bicicletă. Primăria se gândește cum să facă, cum să optimizeze drumul ca să facă traficul mai fluid. Și uite, se găsește o intersecție sau orice accident creează ambuteiaje și problema nu se mai rezolvă. Șoferii și autoritățile ar trebui să înțeleagă că viitorul e al transportului alternativ. Biciclete, trotinete, monocicluri. Ești mai sănătos, ești mai puțin poluant și mai mic riscul de ambuteiaje.